De regulă, te naști regină. Moștenești acest titlu sau, dacă ești norocoasă asemenea cenușăresei, îl cucerești pe prințul din poveste. Nu vă vom spune acum un bazm cu prințese, nici istoria pe scurt a unui film american, ci povestea adevărată a unei tinere din Slatina care a muncit timp de un an pentru a deveni regină. Mă numesc Larisa Popa, am 23 de ani. Larisa Popa, Miss Universe România 2011. Drumul ei către marele titlu a început de fapt în 2010. La fel ca toate celelalte, s-a înscris pe site și a intrat în semifinala acelui an. Când am cunoscut-o, era blondă, destul de stângace, dar ne-a impresionat zâmbetul ei cald și pasiunea pentru acest concurs. Își dorea enorm să fie ea cea aleasă. Și a intrat în finală. Pe tot parcursul cantonamentului din acel an, a fost atentă la tot ce se întâmpla în jurul ei, disciplinată și mereu zâmbitoare. Părea că orele lungi de repetiție, cele petrecute la machiaj, ori ședințe foto, sunt un motiv de relaxare, nu de oboseală și stres. Hotărârea ei a dat roade, a reușit să intre în top 10, dar s-a oprit aici, atunci, în 2010. S-a întors la Slatina și, după câteva zile de bine meritată odihnă, s-a convocat singură la o ședință de autoevaluare. Și pentru că este extrem de lucidă, cu siguranță și-a făcut o autocritică necruțătoare. Apoi a început antrenamentul, ca pentru o mare competiție. A vizionat cu atenție finala din 2010, s-a analizat pe ea, pe contracandidatele care au ajuns în top 5, pe câștigătoare și a început să înțeleagă ce s-a întâmplat. Apoi a analizat toate finalele internaționale și a încercat să fure, cum se spune, rețeta succesului. A avut grijă de ea, a citit, s-a informat și s-a înscris și în 2011. Noi, echipa Miss Universe România, am avut o revelație. Era o altă Larisa Popa. Era cu adevărat regina pe care o căutam în acel an. Parcursul ei în competiția finală din Brazilia a adus României pentru prima dată un titlu. O premieră în istoria Miss Universe. Larisa Popa a fost desemnată Miss Eleganță. Și nu este vorba despre vestimentație, ci despre grația și distincția care i-au impresionat pe toți cei care acolo, la mii de kilometri distanță de țară, au cunoscut-o pe Larisa. Odată întoarsă acasă, s-a implicat activ în acțiunile Fundației Blue Heron, partener al Miss Universe România. La Valentine's Day Charity Ball, pe care anual îl organizăm în beneficiul tinerilor studenți din centrele de plasament, Larisa a strălucit și, din nou, i-a cucerit pe toți cu eleganța și farmecul său. Unul dintre cele mai importante momente din viața reginei noastre este experiența de model în capitala fashion Milano. Am fost extrem de mândri că unul dintre cei mai importanți fotografi din lume, Mark Evans, a imortalizat ipostazele seducătoare ale româncei noastre. Și pentru că deja Larisa era o autoritate în materie de frumusețe, a reprezentat organizația noastră în jurul unui extrem de tânăr, dar și extrem de promițător concurs dedicat tinerelor din capitală, Miss București. Este practic imposibil să putem cuprinde acum tot anul de regină al Larisei. Cel mai important mesaj pe care povestea ei îl transmite este acela că seriozitatea, munca și ambiția pot naște regine, regine ale frumuseții.